Salut și bine am găsit la un episod foarte special aici împreună cu Pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și astăzi Mihai este un unicorn, ia uitați-l. Frate, e urât! Asta aparent e masca pe care o primești cadou de la Rockstar dacă te loghezi de Crăciun pe joc. Deci dacă intrați de Crăciun pe joc, vă dă cadou asta gratis. Arată creepy rău de tot. Nu? Da, mai ales pe un om, pentru că n-ar trebui... What? Ce A leșinat unicornul. Frate, deci am plovorul ăsta și am masca asta, ce să mai zic? Da, și eu vreau să-mi iau măscuța. Așa, și nu uitați să apăsați și butonul de like dacă vă plac videourile astea cu GTA Online speciale și vreți să mai facem. În sfârșit l-am prins pe Mihai pe acasă, dar nu știu, nu știu de câte ori o să-l prindem zilele astea, da, pentru că e destul de ocupat. Da. Ce? A venit să te bată! Salvarea te bate! Bă, bulgărim... Bulgăriți, salvarea! Bă, da, explică și mie, deci salvarea a venit să te trateze și a venit să te bată, de fapt, nu să te trateze. L-a tras să parbesc cu bulgările. Puteam să furam ambulanța neatinsă. O, da. Ambulanța neatinsă, intră în piscină. A, da, e bara bușită. Stai să parchezi unde trebuie această dubă. A, vreau să-ți arăt o chestie. Ia. Pentru că am nevoie, o parchez pe ei. Hai să-ți arăt o chestie. Tu vezi că au băgat ceva aici care nu era până acum? Asta nu e North Yankton ăla din, de la începutul jocului, oare? Unde? Uite, poza asta de aici. Poza. Poza? Nu zici că e North Yankton ăla de la început? Ba da. Chiar seamănă cu zona de unde furi prima dată, știi? Misiune? Da, prima misiune din joc, nu? Da. Dar mi se pare strane pentru... A fost anul trecut? Nu era, asta zic. Anii trecuți nu era chestia asta aici. O să mă uit pe video vechi, poate îmi dau seama. Așa, hai să luăm mașinile și să mergem puțin să ne luăm și noi masca asta. Aoleu, îmi face loc automat pe mașina ta, o să dau pe machine gun. Lol. Așa, și vreau să mergem pe plajă mai întâi. Vezi că trage poliția după tine. Da, am văzut. Plajă, unde-i plajă? Mergem pe plajă ca să-mi luăm și noi masca, că e masca pe care nu poți să-l iei decât acum. Hai, Max. Blăniță. Ia uite-l. Păi, acum și-a cumpărat și Mihai. Și-a luat și Mihai mașina și acum putem să ne distrăm amândoi cu... sau amândrei, de fapt. A intrat pensia. Ia uite, a intrat pensia. A venit pensia la Mihai. Pensia. Bă, dar ce mișto acum că suntem cu toții bine. Și e super că e Crăciunul, știi? Și trebuia să fie un episod special de Crăciun, nu se putea altfel. Da. N-am mai dat paraștea, că mă duceam urât rău de tot. Vin după Mihai. Așa. Doamne, și... Doamne, așa pe stradă. Bineînțeles, vrem să vă urăm și un Crăciun fericit tuturor celor care privesc acest videoclip. Ia, cer pe cel fericite! De la moșul Mihai. Da. Ia, uite, uite, rampa. Ai dat tot din gard. Da, da. Poliția de răstre, scap de ei, stai așa. Tu vine poliția pe tine. Da. Mihai, un obraz. Direct în perete cu ea. Dă-i tare. Dă-i tare la nebunia asta de mașină. A, pe unde mai ești? Uite, pe aici, cred. Da, ai luat-o. La măști, pe parte, pe parte, că... Tot la măști, vedeți. Uite-mă, ce noi, e aici? Da. Astro, ce e asta? Astro, now showing, un fel de teatru ceva, interesant. Da. Bă, dar ce alunecă pe zăpadă, ești nebun? Alunecă mașinile astea... Mam. Și bineînțeles că am și tunat-o la maxim, mașinuța. Și am tunat-o pe asta. Am vrut să văd dacă are tuning vizual ceva, dar apare nu are. Are că de motor. Păi nu, ai stricat forma, pentru că asta e mașina ca în film. Știi, e un film special și na, au vrut să facă... Am păstrat-o negru, i-am pus niște dungi roșii așa să fie. Am dat păstrat din greșeală peste YouTube. E prea distractiv să vezi cum sare mașina ta în fața mea, știi, așa. Dar ar trebui să sărim amândoi în aer să vedem ce se întâmplă. Browse masks, animals. Unicornul. Da, mă, unicorn. Mi-arată că l-avea. Pentru că e cadou. Deci nu trebuie să plătești pentru ea. Adică eu pot să folosesc tot. Doamne, ferește! Ia, Mihai! Ia, unde ești? Ăsta sunt eu! Nu mai știi! Da. Care ești tu? Ce drăguță sunt! Bă, sunt curios! Ia stai puțin!
Dar la parcul de distracții ce e în perioada asta? E, cred că e cu de-astea cu luminițe, mă gândesc că ar fi băgat-o ăștia. Au băgat-oare brad acolo? La parcul de distracții? Aha. Hai să mergem să vedem. Știu, mă gândesc că poate da. Ia uite, unicornii la volan. Uite. Bandiții cu corn. Dar stai că pisica nu poate să... Te-ai urcat acolo? Poți să te urci? A, poți. Lua ce sigura a fost. Ia. Nu te așteptai la asta. Ia, ia, hai să mai facem o dată, hai să mai facem. Bă, dar tu vezi că aici de obicei e nisip, dar mai zăpadă? Da. Zăpadă cu nisip? Cum vine asta? Trebuie să sărim la și, cred. Nu, stai, stai ca să mă dau mai în spate, ca să am loc. Ia, cred o viteză. Hai acum. Da. Să nimerim. Nu da, nu da, și sari, tu sari înaintea mea. Am sărit. Bă, hai că merge treaba, e bine. E caterică de uite pe aici o să sar. Așa și undeva aici sus. Sunt curios dacă funcționează chestiile astea pe timp de iarnă, că... Nu te-ai gândit. Bă, eu văd rolul că merge, deci... Tu știi că oamenii pe plajă încă sunt în costume de baie? Adică... Da, dar chiar ce-am trecut. De ce... O să-mi las mașina aici, uite-te la, uite-te la astea. Fetelor, nu vă este frig? Nu vă este frig? La... am parcat. S-au înghețat țățanele. Ce mă? Ce are niște țățane astea. Da una. I-a dat sub. Stai, vreau să văd și eu puțin aici, ia să vedem. S-a pus zăpada pe astea măcar? Da. Vezi, poate rămâi pe acolo. Op. Băi, eu vreau să parchez pe cădire. Oh, frate, ce mișto e aici, s-a pus zăpada pe chestiile astea, ce mișto e. S-a pus zăpada și pe... roller coaster. Chiar, uite ce mișto e. Uite, vezi că luminează, ca de Crăciun. Ca de Crăciun? Da, dacă te uiți așa, schimbă culorile. Bă, asta era aici, cu înghețată? Da, era. Eu n-am văzut asta cu înghețată până acum aici. Da, e. Dar s-a pus zăpada peste tot, frate. Da, e peste tot. Am impresia că am mai lucrat un pic la ea. Anul trecut parcă erau niște probleme de performanță, acum nu mai sunt. Nu, n-am nicio problemă, dar e pur și simplu de ca și cum ar fi jocul normal. Da. Și mie merge bine, e ok. Hai să ne luăm mașinile. Știi ce aș vrea să încercăm împreună? Acum că ai și tu mașina aia și noi avem mașina asta. Să mergem pe Ciliad. Să sărim. Să sărim de pe Ciliad, dar amândoi sincron, știi? Băieți, mă luați și pe mine, vă rog. Hai că te iau eu, vină încoace. Avem boxing, cron. Adică nu, tu primul în fața mea, eu după tine, în spate, știi, ceva gen. Da, așa. Imediat vin, imediat. Stai că întorc eu acum, are pădere. Eu n-am mașină, că e în service. Mi s-a stricat că trebuie să-i bag și cauciuc de iarnă și nebunie și... Hai, vină încoace. Frate, mașinile astea sunt ridicule. Pui frână, se duce săniuță. Pe vremea asta. Dar și în viața reală e la fel. Da. Tu știi că poți să arunc cu zăpadă din mașină? LOL, dar chiar poate. Da, cu bulgări? Da. LOL. Facem un drive-by bulgărind oamenii. Ți-am dat una în cap, cred. Păi dai un bulgări în față full speed din mașină. Oh shit, am tras cu mitraliera din greșeală. Eu am uit... LOL. A început aia să tragă mine cu pistolul și aia e civilă. E la... E pregătit? E și civilul. Te-ai uitat în spate? Da, da. Te-ai fi pregătit. Păi ea sari peste mine. Vreau să sari peste mine și o să sar când ești tu deasupra mea, știi, sau ceva gen. Da, timingul ăla. Da. E dificil. Am mers aproape. Aproape ai reușit. Bagă și tu pe Ciliad. Bagă pe Ciliad, punct. Și tu merge bine. Stai. Și vin după tine dacă e. Sunt prea distant tip mașinile astea, nu știu. Sunt singurile care cred că mete bani. Și mașina rampă mete și aia rachetă. Mașina, știi care e faza? Mașina rampă, am o problemă cu ea. În momentul în care tu mergi cu ea, 10 mașini, ai dat peste 10 mașini și după aia gata, s-a stricat. Îți dă că mașina e stricată și nu mai poți să o folosești. Dacă faci armură de la tuning, nu ține mai mult? Poate un pic mai mult, dar totuși se strică prea repede, frate. Eu înțeleg că au făcut chestia asta ca să nu facă haos oamenii, dar nu știu, parcă ar trebui să-ți o lase mai mult, să te distrezi cu ea, știi? E un fel de joc cât e doar în fața garajului tău, știi? Mamă, cât de greu virează pe zăpadă chestia da, asta. Da, păi eu m-am intrat într-un copac direct. Da, e ridicol, frate, palmier cu zăpadă. Există așa ceva? Nu cred. Nu, dar ești în GTA, deci există. Adică, în zona asta n-ar ninge niciodată, în viața reală, știi? De exemplu, probabil în Los Santos, acolo în Los Angeles, nu cred că ninge.
Sau nu știu, poate ninge, dacă abar n-am. Nu știu, n-am fost și-a dat acolo, vreau să merg, dar nu. Nici eu n-am fost. Mamă, cât am să-i... Îți dai seama să mergem acolo și să filmăm GTA în viața reală. Dar chiar sunt zonele reale, chiar există. Dar chiar sunt niște zone de-astea reale. Am și văzut poze și... arătau aproape unul pe unul. Identice, da, pentru că developerii l-au făcut exact cum sunt în realitate. Cel puțin bulevardul ăla Hollywood, unde... Ale copiat identic cum e în realitate. E mare acolo, împreună cu rollercoasterul. E aproape 80% copy-paste. Dar e mișto chestia asta, frate, să... Tu-ți imaginezi cât de mișto trebuie să fie pentru oamenii care chiar locuiesc acolo? Da. Adică, da, uite, de exemplu, tu să zici, bă, ți-a făcut locul unde stai tu, de gen, sau locul unde te duci tu în fiecare zi, treci prin centru, știi, și locul ăla l-a făcut în joc. Să-l recunoști, să-l vezi tu că... Mi-a plăcut să fie GTA România, căutam când era mică GTA România și nu găsim cred că sunt GTA moduri. S-a tradus în limba română. Cred că sunt moduri și chestii. Cum e asta cu parașuta, frate? Dar știi că poți să-ți o tai când vrei, nu? Și pe aia ți-o activezi iarăși. Scot, poți să îi dai drumul din nou, n-ai probleme. Ciliadul e departe de aici, nu? Avem ceva de mers, dar... Bă, e un challenge pentru noi. Vă zic că poți să sar cu mașina asta peste tot și să scurtez foarte mult din drum. Oricum, măștile astea de unicorn nu le veți putea lua decât în perioada asta. Deci dacă aveți GTA, intrați pe GTA astăzi. Vă recomand, nu știu exact cât o să fie ele disponibile, deci... Vă recomand astăzi dacă... Să vi le luați, iar noi acum facem challenge-ul cu Ciliadul, să ne urcăm pe Ciliad cu mașinile astea și să reușim să ne urcăm amândoi de acolo. Bine, am în trei de fapt. Dar n-avem decât două mașini. Ar fi mișto să avem fiecare câte o mașină. Știu, să facem trei organizații. Dar o să ne luăm și asta, o să ne luăm. Vine pensia și la pisica. He, dar eu sunt tinerică, mă, nu vine nicio pensie la mine. Atunci azi vine alocația, cum vrei. Vine alocația, da. Vine alocația la pisica. Nu să vină alocația la pisica și... Da. Vezi că a început... Da, zi tu. Când era mică alocația era foarte nesimnișcat, era 20 de rost sau ceva. Nu mai știu cât e acum alocația. Da. Mai mult, nu știu, 40 sau 60, mă știu sigur. Tot e puțin, frate, ce faci cu banii? Bă, între 20 și 40... E, eu, diferență, dar totuși... Ar fi frumos să fie alocația ceva de genul... Frate, nu știu, 20 de milioane pe lună. Bă, băiete... Da, și gen, să fie 20 de milioane pe lună, dar n-ai dreptul decât la 5 absențe pe an. Atât. Bă, mie mi-ar conveni, mi-aș lua un calculator super șmecher și m-aș duce și la școală. Da, și ar fi și de-astea... Gen, să n-ai voie să chiulești ca să primești ea. Aoleu, m-am blocat aici. 20 de milioane. Nu, sunt bine, sunt bine. Te-ai blocat? Nu, sunt bine, sunt bine. Ar fi interesant că ar motiva poate mai mulți copii să meargă și liceeni să meargă la școală, dacă ar fi așa. Să știi. Înțelegi? Dar să fie gen, ai dreptul la 5 absențe, atât. Da. Atât. Eu am sărit peste muntele. E foarte tare perioada asta. Nu numai în perioada asta, de fapt, în general. E mișto să zbori pe aici. Mi-e frică să-l sar înapă un pic. A, ai grijă, da. Atât mi-e frică, gen, nu mi-e frică de altceva. Sunt pe linia ferată. Ai văzut că nu poți să virezi foarte mult în aer cu ea. Ai un control, dar minim. Tractor! Mai ales pe aici, uite-te cum e. Aici, mai ales unde nu virează și face drift, e cu risc. Mi-e cam frică, nu știu cum să ajung la tine. Ține drumul. Să urmez drumul și asta e. Sper că... Oricum, condiții extreme de zăpadă. Mai ales la mașina asta cu tracțiune în spate. Adevărat, o să fiu închins să o cu asta. Nu știu, poate să fie ok, că avem parașuta. Dacă nu ții momentum, știi? Posibil să nu poți să mă ajungi cu tracțiune în spate și derapează în ultimul hal. Pisica, tu ce faci acolo? Stau mai pe geam. Și mi-e frig. Aruncă cu bulgări. Bă, adevărat, la noi s-au spart geamurile, la tine mai sunt? Nu. Nu, geam întreg. Nu, nici eu. Pe cum mașina asta e aia când s-ar și aterizezi strâmb sau un pic. Să spart geamurile. Zice unul, da. Mamă, dar deci pun frână acum, pune peste 10 minute, ești nebun? A, aveai pretenții să ce, să oprească pe zăpadă? Și alunecă ca nebuna. Holy shit! Încerc să ajung acolo, într-o singură bucată, dar... Da, e un challenge.
Chiar asta e challenge-ul. Și asta e episodul nostru special. Vă mulțumim foarte mult pentru toate like-urile de la episoadele anterioare și o să vedem, o să vedem. Eu sper să-l mai prindem pe Mihai, dar o să vedem dacă-l mai prindem. Oricum avem niște episoade gata filmate de pe vremea când nu era zăpada și sunt foarte mișto și alea. O să le mai vedeți și pe alea pe canal. Ia să vedem. Și frână. Oh shit. Înainte de turneu. Oh! Bine că mi-ai zis frână, că de atunci am pus și abia acum a pus. Acum o frână de mână. Tokyo Drift. Hop, hop. L-am dat pe Mihai, sărac. Drapez, drapez. Mamă! Nu. Nu-i bine. Te căpăți, căpăți. Dacă nu poți, dă-ți parașută. Cred că asta o să fie soluția. Dar uite cum alunecă, frate. Da, ți-am zis că aici o să fie rău de tot. Nu e chiar ușor de urcat cu mașina asta. Și mai ales pe zăpada asta. Și uite cum patinează. În a întâia și a doua e... Ha, mă, trebuie să reușim. E challenge, trebuie să reușim. Da? Holy shit. Mamă, dar uite cum sunt roțile, wow. Vă leu, Mihai, cum... Vă leu, Mihai, cum e pe aici. Aici e problema. Aici dacă ai pierdut momentum, nu mai urci. Am venit cu puțin avânt. Am pierdut momentum. Cam greu. Încerc să-mi iau înapoi. La limită, gen urc cu 5 la oră, dar urc, știi? Uite, a mea s-a oprit, trebuie să mă duc înapoi. Să-mi iau din nou de aici un pic de momentum. Ai văzut? Dacă ai pierdut momentum, te oprești. Vezi că e afaceri să sar, să dai parașută, că accelerezi un pic în față și pe aia poate pleci în continuare. De fapt ai dreptate. Da, dar să știi că eu nu pot aici să urc. Eu am urcat foarte grea acolo. Bă, era bun insurgentul, vă împingeam, uite că nu, acum mi-a venit în minte. Da, să știi că o să mă foseze parașută ca să urc. Asta mă să zic. Nu! Nu pica. Un pic? Uite-mă, nu trebuie să mă întorc, stai. Witness me. Dar te rizezi întrebarea. Până? Mihai, nu fi nebun. Oh shit. Oh. Oprește-te, nebuno. Ești bine, Mihai? Sunt pe drum relativ. E bine dacă ești pe drum. Trebuie să mă opresc și nu prea. Oh fuck. Mamă, cât de dificil. Doar cu parașuta poți să te urci. Doar cu parașuta. Parașuta e riscant. E riscant, n-ai ce zice. Oh, mamă. Cât de greu e aici. Aici e tot un tortocheat, deci ai grijă. Da, cu parașuta aia îți dă suficient de avânt ca să ai momentumul ăla și să urci. Hai, nu, Martin, nu mă suna acum. Nu vezi ce fac? Mamă, cum s-au făcut roțile pline de zăpadă. Mamă, cât de greu să fii tracțiune. Să știi că ți-e greu, dar știi care e faza? Bagă parașutul și pe dai control, că ți-l prinzi imediat. Și eu din controller și accelerez vreo 20% și prinde cauciuc un pic, știi? Ok. E bine. Bă, dacă reușești să ajungi pe munte, asta e important. Că noi ne chinuim aici să... Întrebare, cum se duce mașina rachetă pe un drum drept de pe Ciliad, pe o porțiune dreaptă? Ok, am ajuns, gata. Cred că așa o să fie. Bă, da, în principiu, dar nu pot să o controlez foarte bine. Bă, sincer, fără parașută nu cred că urcăm. Nu. Sincer. Cu asta nu. Sau poate cu puțin noroc, dar... Pune insurgent. Deci am folosit-o de două ori ca să salvez situația, adică era să cași și după munte. Nu, eu am folosit-o constant ca să urc. Constant, da. O să zic ocazional. În foarte multe locuri dau parașută și dau control, dau parașută, dau control. Uite, aici, de exemplu, nu urcă, dau parașută, dau control. Uite, uite cât de ușor urcă. Văd. Sus. Păi nu, că pur și simplu nu mai urcă, nu vrea să mai urce și tu îi dai control. Da, dar asta e puțin mai dificil, că mereu accelerează 100%. Pe control poți să accelerezi mai puțin și prinde cauciuc, știi? Prinde asta tracțion. E adevărat. Și mă ajută, da. Așa mi-e frică. Da, aici e și mai periculos. Da, dar iată că am reușit să ne urcăm și pe Ciliad cu ele. Da, hai că am trecut de secțiunea grea, zic eu. Mai e o zonă mică. N-ajunge acolo sus. Hai sus, nebunul! Ia. Opa. Băi, aproape am ajuns, să zic, dar... Nu mai am nicio mult. De cum se vede pe aici? Ciudat se vede cerul. Da. Portocaliu, așa.
Am făcut o poză, da, cu cerul portocaliu, chiar o să o pun pe Facebook. E nouă culoarea asta la cer. Era un efect, nu știu, era soare cum ar veni roșiatic, niște reflexe ciudate. E ok, e ok. Hai că am ajuns la secțiunea de drum dreaptă. Noi suntem acum la platforma aia, dar nu știu pe unde o să mergem. Nu. Ia, stai, lasă-mă pe mine jos. Da, ce vrei tu să faci? Mă duc să văd dacă găsesc vreo bucățică să putem sări de aici. Dacă o iei pe aici... Cred că mai degrabă, și... uite aici unde suntem noi, să vină și Mihai. Acolo? Ok. Mamă, dar pe aici abia urc, mă crezi? Știu. Găsește parașuta. Încă n-am folosit-o. Trebuie încă să... merg cu spatele, știi? Încă am un moment. Trebuie să te folosești de parașută, n-ai cum. Hai că am greșit. Ia să văd unde ești mai... A, ești lângă noi. Da. Și ne gândim acum pe unde sărim, ca să nu știu. Uite pe ăștia sus. No. Vezi un caz. Da, ăștia făceau poză sincron. Uite, de aici ne aruncăm, ce zic eu. Dacă reușește și Mihai să ajungă. Uite pe ăștia cum fac poze. Bă, băieți, bă. I-am văzut parașuta. Și la fel. Vezi cum îți dai parașuta că o să cazi de aici. Ai grijă, mai degrabă nu îți dai parașuta. O dai instant, nu? A, da, când sari îți dai instant. Dar zic să nu-ți dai acum parașuta. Îți dai când sari de aici. Da. Hai. Vrei să facem? 3, 2, 1 și... LOL! Parașta iarăși! Dă-ți parașta, dă-ți parașta! Parașta de 3 ori! Oh my god, cum e! Uite cât de drăguț e! Ce mami ai acolo? Aoleo! Bă, am meritat din plin să ne urcăm aici, ești nebun! Ce cătrică să ai cu pașa cu parașta! Mamă, și uite și paraștele sunt pline de zăpadă! Aoleo! Mihai, nu fi nebun! Wow, deci am trecut pe sub tine pe deasupra. Acum cad în paraștere. Aaaa! Deschidare! Aaaa, asta e genial că poți să deschizi de câte ori vrei, știi? Ia, să fie pe fundal. Am și eu, am și eu muzicuță. Na na na. Na na na. Niște unicori într-o mașină cu parașută, nimic ieșit din comun. Ce-ți dorești mai mult de Crăciun? E o metodă bună să iei... What the fuck, a explodat ceva. Dar ce a explodat, adevărat? Nu știu. Dar știi care e faza? Uite, de exemplu, poți face o misiune. Zici misiune specială și te infiltrezi în baza militară cu asta, știi? Ceva de genul, da. Doamne. Nu mi se deschidea parașta că era invers mașina, ești nebun? Păi da, nu merge invers. Până... Uite ce mișto se vede în dreapta aici, unde e roșiatic, vezi? Și cum e efectul la parașta? Da, văd. Chiar e frumos. Te foarte frumos. Tu ai pe stradă? N-ai atâta pe stradă încă. Hou! Sunt pe o clădire. Am ajuns. Unde ai trezat? Pe o clădire. Pe clădire. Te văd. Da, mă, pe stradă frumos. Hopa! Frână! Hai. Frate, mașina asta... Uiși că merită banii. Chiar, chiar merită. Dacă aveai și mașina rachetă în spate și un bot de rampă, era mașina cu de toate. Avea și rachete, zbura, avea parașută, era și rampă. Ai rea că eu pot să-ți fac ție loc. Știi, adică pentru că nu suntem în aceeași organizație, pot să-ți dau loc ție din greșeală, știi? Asta e cam mai iurea, pentru că, uite, de exemplu, vreau să fac haos acum, dar nu vreau să te omor pe tine. Și dacă cumva te bagi în fața mea, îți dau loc. Asta e iurea un pic. Da, mașina... Ai făcut level? Meu, să iau mașina decât dacă mă fac eu CEO și mă trebuie să facă CEO ca să-și ia și el mașina. Deci trebuie să fim CEO, dar CEO diferiți, adică nu același CEO. Nu, dacă suntem în aceeași organizație, nu putem să avem două mașini. Fiecare trebuie să aibă o organizație diferită. Hai poliție, ce... Helicopterul. Plus! N-aia treabă, ia. Pe mine încă rămân oștii poliția, nu trebuie să scap de ei. Am lovit eu elicopterul ăla care s-a prăbușit. Cui trebuie altă mașină în afară de asta? A, mi-a spart roțile! Păi nu te pui, da, păi eu am roți blindat, adică cred că aveam. Păi dacă s-au spart, deci nu aveai. Tu ți-ai pus roți blindate, Mihai? Păi vezi că e aici unul. Uite, Max, uite aici unul, dacă vrei să te duci să spui. Unde, ia? E tuning-ul acolo?
Hai că mergem acolo. Stai că să dau la Lester să mă scape. Păi dau eu la Lester. Dai tu bine. Mă, sunetele aia din nou, zurgălei aia. Da, când bagi viteză sunt zurgălei, e mișto. Vezi că ești dator la mine cu 800. Aaa! Scrie pe carnețel. Te notez în carnet. La sfârșitul lunii își cere discount și zice trebuie să plătești atât. Aici intrăm. Haide, bă, deschide ușa. În partea aia, în partea. Primiți cu Colindu! Oh my god, cum a fost? Bă, mi-i ai. Vreau să intru full speed în garaj. Mi-ai, tu primești cu Colindu? Ia să auzim. E cât mă costă? Cu Colindu? 13.000 mă costă să repar! 13.000 să repar? Parcă nu vreau să repar. Aoleu, 13.000 mă costă. Ok, stai să văd la wheels. Da, mă, nu cred că mi-am pus wheel color tire. Știi de ce nu mi-am pus? Pentru că am vrut, am zis, bă, îmi lăsa roțile astea că arată mișto. Dar am uitat că trebuie să spui cauciucurile să fie de alea, știi, blindate și, da. Gata, e curățit că e reparat. Am, ia să văd, îmi dă. Dar știi că nu mai dă rachete, deci dacă rachetele ți s-au terminat, nu mai ai posibilitatea să mai ai altele decât dacă ți-o schimbi și ți-ai altă mașină. Da. Asta e cam aiurea. Bine. E chestie de balance, cred că altfel ar fi prea OP mașina. Da. Dacă să ai rachete, te-ai bate cu bazar 1 vs 1, sari, scoți parașuta, te calibrezi. Ceva de genul, da. Doamne, ferește. Ai reparat bine mașina, Max, îmi place. Îți place? Am dat 13.000 pe reparația asta. Și eu treia să dau, dar n-am mai dat. Păi eu nu pot să ies din mașină. Nu te ajut. Gata, am ieșit. Hai să ne batem cu zăpadă, vină încoace. Ta na 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 na. Orca din mașină. Na na. La aer. Aoleu, NPC-ul vieții mei. Na 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 na. Au. Pisică, ce faci acolo? M-a udat ăsta, uite, poți să sari prin el. Opa! Aoleu, artificii. A, da, avem. Adevărat, avem artificii. Vezi că poți să mor de la artificii. O, ți-a luat foc! Ai dat foc la mașină! Aaa, m-a călcat! Holy shit! Vezi că nu suntem în aceeași organizație și ne omorâm. A, da. Eu nu sunt în organizație. Oricum, ăsta a fost episodul nostru special. Tragem cu artificii. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like. Seria de GTA continuă în fiecare seară, doar cu ajutorul vostru, cu siguranță, atât timp cât o să vă placă, vom continua cu episoade. Sper eu că în formula asta, în formula cu Mihai și Pisica, cu siguranță asta se va întâmpla 100% începând de anul viitor, dar zilele astea nu știu cum o să fie în funcție de cum are fiecare timp, că fiind sărbătorile, fiecare are treabă. Da. Face sarmale, cozonac, mai ales Mihai e ocupat cu cozonacul. Da, trebuie. Mihai, ai făcut cozonac? Ai făcut am sarmale? Am cozonac, sincer. Dar dacă se mănâncă, au. Adevărat, să mănânc și eu cozonac. Vreau și, păi, da, vreau și eu cozonac. Până acum s-a mâncat vreo 3 pe aici. Mamă, frate! Vreo 5 sau 6, mă știu. Mamă! Păi am mâncat de ieri cozonac, adică să-ți dai seama, adică ce... Bun. Pofta avem. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!